care s-au alăturat extrem de mulți oameni, un generic extrem de lung. Și evident, așa cum știți, toate încasările vor merge către Hospice Casa Speranței pentru a pune numărul la ce ați văzut pe ecran că se întâmplă. Și eu nu o să spun prea multe, că na, am lăsat filmul să vorbească, dar o să vreau să-l introduc pe Matei, care a fost alături de mine încă de la începutul proiectului. Cumva a venit cu această abordare mai neconvențională a unei povești care aparent era tristă, dar iată că am făcut-o să fie pentru toată familia. Și mulțumesc enorm pentru implicare și pentru toată munca în proiectul ăsta. Mersi mult și mersi mult și celor de la Hospice care m-au luat ca ambasador acum câțiva ani și am putut să dezvoltăm proiectul ăsta împreună. Pentru mine Hospice e dintr-un motiv foarte egoist, un loc unde mă duc ca să mi-aduc aminte cât de mult noroc am. Iar filmul ăsta a supraviețuit foarte și s-a luptat foarte mult să trăiască. Adică am avut pandemie, am avut un război, este un subiect greu și de-aia ne bucurăm mult că totuși ați venit și ne-am bucurat să vorbiți despre el mai departe. Cel mai rău pare că în seara asta nu pot să vă prezint pe adevăratul star al filmului, ca zic, pe Maia, care a făcut COVID azi dimineață și n-am putut să zboare cu noi, să o cunoașteți, să aveți o poză care cred eu că o să valoreze foarte mult la un moment dat. Și îmi pare rău că nu o cunoașteți, dar pe ce a făcut ea pentru mine în filmul ăsta mi se pare extraordinar. Acum, dacă vreți să ne întrebați ceva rapid, da, vă rog. Da. Despre câine, cum l-ai ales pe Scorsese și păcat că nu l-a tras și moldovenește. Era mai mare. Da, câinele asculta mai mult ca mine, sincer, am auzit de la regizor. Era mult mai înțelegător. E ales, aici cred că Mihai poate să răspundă mai bine, pentru că dresorul lui e de la ăsta. Da, Mira e un câine terapeutic. Mira e o ea, de fapt, în realitate. Și de multe ori ea a venit la noi, a interacționat cu foarte mulți copii de la Hospice și în general, na, se optează un film foarte, pentru un câine foarte bine dresat, special pentru film, însă la cât de ascultătoare și câte chestii știa să facă ne-am orientat către ea și într-adevăr dresorul ei o aduce destul de des să joace cu copiii de la noi. Procesul e interesant, a fost și pentru mine că trebuie să te cunoști cu ea înainte să înceapă filmul. Ți-am stat destul de mult, ne-am jucat, ne-am dat de mâncare ca să înțeleagă că suntem prieteni și am învățat și foarte multe chestii. De exemplu, am învățat că de câte ori vine un câine spre tine, nu e bine să vii să-l iei așa. Pentru că lui se pare că îl bați, chiar dacă tu îi zâmbești, ca să zic așa. Și una dintre chestii pe care le făceam eu, că eu crezând că așa îi arăt că o iubesc, că hai, vină cu aceea, mi-a zis, nu mai faci așa, către câine, că el crede că, vin peste el, știi? Deci, da, aia a fost bine. Alte întrebări? Poate felicitări. Nu e nevoie, ne avem o întrebare. La sfârșit, Mara moare? Dacă la sfârșit Mara moare? Da. Se întâlnește cu mama ei. Da. Da. Își îndeplinește dorința. Scopul și dorința din. E o poveste care are o bază reală, adică... O întrebare foarte bună. Tot Mihai de la Hospice, care a văzut multe caz de genul foarte. Are o bază reală, e o combinație inițial, în primul draft scris, e o combinație între trei cazuri reale. Sunt elemente luate din mai multe povești și așa am construit-o prima oară pe Mara. Ce vă pot spune este că toate cele trei cazuri sunt încă alături de noi. Deci, nu e... Dar da, are o bază reală, însă ne-am dorit să putem să ne adresăm cu acest film întregi tuturor generațiilor. Și atunci de asta a venit această călătorie în lumea amintirilor din copilărie. Și unde o întâlnește pe mama ei? În Homulești. La Nică. O să-i lăsăm pe cei trei părinți să-ți explice. De fapt, asta e și ideea. Să apară un dialog între părinți și copii. Te rog. Vreți să întreb ceva? Am luat intro deja. Nu m-am ocupat singur. Procesul a fost următor. Mihai a venit cu primul draft. Eu făcusem primele două filme, Parking și Miami Beach, și eram pe val cu mamă ce rup la filme, și el a zis, băi, hai să facem și unul gratis. Și am zis, bă, hai să-l facem, că
merge totul super bine, doar nu o să vină o pandemie sau un război sau ceva. Și veniți. Era prea târziu să mă mai opresc. Am făcut filmul, numai că atunci când am preluat proiectul, l-am rugat, i-am zis, băi, lasă-mă să vin cu niște chestii pe care consider eu că oamenii o să le, le aprecieze. Că oricum era bun și ranul lui, dar să vin cu touch-ul meu mai pe umor, mai pe personajul micuțu, negustorul, glumele cu britanicii, alea. Adică să fie, e hospice pentru mine, hospice e casa speranței. Adică să dăm speranță, să arătăm și zona asta ca să fie mai consumabil, chiar dacă e un subiect greu, să fie să lase întrebările cum vedeți acum că dar nu am scris să zic. Dacă vă gândiți să continuați filmul, să mai există partea a doua sau? Din punctul meu de vedere, mai fost? Nu răspundeți. I-a ajuns un film. Trebuie mai există, nu există o continuare, nu putem, nu știu, dar trebuie să luăm altă poveste probabil. Nu neapărat. Nu. A, să luăm noi original mai departe?